Dacă v-ați înțeles pe subiectul alocațiilor, pentru că alocațiile și pensiile erau puncte divergente, să zic, între PSD și PNL, dacă v-ați înțeles pe aceste majorări, alocații, pensii. Există spațiu de creștere și au fost și colegii de la PNL de acord pe ceea ce înseamnă pensii. Și tocmai vă spuneam de acel punct de pensie. Vă spuneam la început de creșterea punctului de pensie cu 11%. Mâine, dacă nu mă înșel, este întâlnirea specialiștilor pe muncă și se vor detalia aceste lucruri pe care vi le-am anunțat eu astăzi. Și cu de 11%? Acela este spațiul de creștere pe care îl avem acum și care poate fi dat și pe care noi vrem să-l dăm, așa cum v-am spus la început, și să-l dăm, doar o secundă, noi vrem să-l dăm pentru că nu putem să tot împovărăm populația. Trebuie să venim și cu creșteri de venituri, nu doar cu creșteri de prețuri, astfel încât și nivelul de trai. Și suficienți bani ca să majorați pe salarii alocații? Adică există acești bani în bugetul de stat, care exista în acest moment? În acest moment, acea creștere de 11%, da. Și pentru alocații, pentru că ați vorbit despre dublarea alocațiilor, să ajungem la acel punct în care să fie dublate alocațiile, dacă ați luat vreo decizie, dacă sunt bani în momentul de față... Dacă liberalii sunt de acord cu această dublare mai rapidă. V-am spus și mai devreme că detalierea, ceea ce ne dorim e să intrăm în lege. Legea spune ceva, că trebuie să fie dublate alocațiile. Nu avem aici ce să facem decât să aplicăm legea. Mai departe, mâine toate aceste lucruri vor fi detaliate. Pe prima citire, dacă vreți, a execuției bugetare pe care am văzut-o și vă anunțam și ieri, aceste măriri în ceea ce înseamnă pensii și tot ceea ce vă anunțam și ieri sunt posibile. Eu nu vreau să fie privite aceste lucruri ca impuneri pe care le face PSD-ul și vă rog să nu o faceți, că nu în modul ăsta se pune problema. Suntem toți aici ca să găsim soluții. Iar problema de bază rămâne cea pe care v-am spus-o la început și anume aceea că în această perioadă dificilă, statul trebuie să vină în ajutorul cetățenilor.